Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 2 octombrie. Am venit la stup după câteva zile de ploaie. Unii stup, chiar sunt curios ce e prin ei. Aici deja sunt 2 săptămâni de când nu am umblat. Fiindcă, cum am zis, rotesc stupina zilnic, nu umblu într-o zi la tot, umblu pe zi la 2, 3, 4, nu exagerez ca să-mi fac o rutină. Bun, să vedem, ăsta a fost cel mai afectat cu varoa. Să vedem dacă mai are albina. Sincer, nu știu dacă mai are albina. Mai sunt vreo două. Fiind cel mai afectat, nu știu, mai are vreo 50 de albine, cred că mai mult, nu? A plouat foarte mult și s-a adunat apă. Așa. Luăm deoparte, avem ramele. Avem rame aici. Nu. Nu știu dacă mai are albine pe o ramă. Deci a fost foarte grav afectat ăsta. La o bandă. De o parte. Acestea sunt albinele la acest stup. Acum nu prea am ce să mai merg. Asta e matca oare. Săraca matca depune ouă. Nu e matca de vină. Bun, aici ce să mai. E gata. Bun, ăsta e desfințat. Mă amuză că spun unii, păi nu trebuie să umbli în stup. Ce să nu umbli, că numai la ce să umbli. Bun, ăsta e gata. E terminat. Strângem acolo. O să-i schimb tratamentul așa de frumusețe să fie. La număr. Mâncare este. Albina nu. Am un băț pe care să-l folosesc la a introduce benzile. Bun, punem un fitil. Urmează să fie desfințat. Bun. Aici treaba e clară.
Aici treaba e clară, nu mai avem cu ce să ne batem capul. Așa. Dacă nu așa trebuia, facem așa. Deci, mă gândesc oare cât arată, adică nu, că nu poți să arăți, na. Te doare inima, nu te doare, că e prostie până la urmă. E o prostie până la urmă acest lucru. Așa. Punem borcanele. E penultimul tratament. Deci o să mai primească ăsta tratament. Suntem pe 2 octombrie, deci ne mai întoarcem la el la sfârșitul octombrie, pe 20. Când o să iau ramele astea, bănuiesc eu că va cădea și ultimul varoa. Până atunci, o să fie unit cu altul. Încă nu știu cu care. Așa. Aici avem tratamentele care trebuiau făcute la cum arată ăsta, cu 6 luni. Deci ăsta a tras semnalul de alarmă, ăsta a fost primul stup care mi-a arătat că ceva nu e în regulă. Și din păcate, sau din fericire, alți stupi am reușit să-i salvez. Să vedem și pe vecinul lui cum arată. Vedem și vecinului dacă e un pic mai grozav. Astea nu mai le iau. Nu știu, cred că are rană. Hai să vedem. Deci dacă nu ai albină, adică dacă ai păduche în luna august, în luna octombrie nu mai e albina. Cam așa s-ar traduce treaba asta. Hai că aici totuși e mai bine. Aici o să îi aduc. Sunt un pic supărate ele, dar aici totuși sunt albinuțe. Aducem alea 100 de albine, o să le aducem aici. Hai să vedem care e situația. Acum nu știu dacă încă sunt așa într-o... Sunt îndoielnic, să zic așa, să aduc acele 100 de albine lângă ăsta care e frumos, da? Ăsta va trece de iarnă. Aici mai e crozată albină. E altceva? Haideți, nu fiți supărate. Nu fiți supărate că... Aveți de ce, nu? Altă treabă. Înțeleg. Hai că voi nu mai aveți cuiet, aveți păstură. Astea sunt un pic mai necăjite. Oare ați terminat cu cuietul? Ăsta e frumos. E ultima dată când îl deranjez anul ăsta. Când îi ridic ramele. S-a
sau poate încă peste 2 săptămâni. A, mai are puiet aici, care trebuie să eclozeze. Bun, iată, ăsta l-am salvat, iată ce frumos este. Frumușier. Mă, tu mai ai larvar, mă? Da, mă, mai are larvar. Dar e frumos. Frumos. Frumos foc. Doamne ajută. Doamne ajută cu prostia omului, că... Asta-i. Iată, 4 rame, l-am strâns, am avut noroc că l-am strâns. Ăsta a fost în regulă. Multă albinuță. Tratamentul și-a făcut treaba din timp. Dar ăsta din vecinul lui a fost foarte grav afectat. N-am mai avut ce să-i fac. A fost la limită. A fost la limită și... Asta e, n-a trecut. Bine că ăsta l-am curățat bine de păduit, v-am spus, și ăștia 200 de albine, nu știu dacă o să intre în iarnă așa cu 50 de albine acolo, doar să le las, pentru ce? Frumos ăsta. Tratament. Da, s-au liniștit, le-am bulversat, că am ridicat un pic ramele. Ele se pot și apăra foarte bine. Așa. Îi mai las catul cu rame până îl desfințesc pe vecinul lui. Ăsta e mămos. Ăsta e bine. Bine, ăsta va fi unic cu ăsta. Mergem și ne mai uităm la unul. Vedeți? Ăla în primăvară o să fie foarte fain. Bun, v-am deranjat un pic. Altul la rând. Ăsta nu trebuia să-i mai pun eu bățul. Și ce fac acum, îi curăț un pic fundul. Ca să văd câți păduci cad la tratamentul ăsta. Cu toate că... Cu toate că mă îndoiesc să-i mai cadă. Bun. Așa. Unu mort. Și unu viu. Hai la următor. Hai la următorul, să mai deranjăm unul. Vedem care e situația. Care e situația? La dânsul ăsta n-arată prea bine. Vedeți cum fac din ăștia 3. Hai să vedem ce se vede acolo în cameră. Deci din ăștia 3 fac un. Unul mare și voinic. Da, se vede. Îmi face unul mare și voinic. Aici nu mai sunt albine. Deci aici nu sunt albine. Sau câte ori fi,
Ei, dar... Da, te da. Unde sunteți, mă? Mai simt, mai e vreo mai bine. Mai e vreo albi. Mai e? Unde e? A. Nu vreo câteva. Este s-au adunat în ghem. A fost lui. Și-au făcut ghemul jos. Suntem undeva la 1 după masă. Hai, el și-a făcut gemul, gata? Intrăm la iarnat. La iarnat intrăm. Vine să credeți că a făcut gem? Cine mai are gem la ora asta prin stupină? Două ori am. Și ce fac? Pe ăla frumos nu-l amestec cu ăla rău. Îl aduc lui ăsta. Ăsta nu mai are cu el. De lăsat în... trei rame, la cum îl văd eu. Miere este. E și ceva albinuță, da? Eu zic că pentru trei rame. Așa, și când îl desfințesc pe ăla de acolo. Trei rame. Îl lăsăm în trei rame. Opa! Astea trei. Hai. Acesta nu mai are cuiet, ăsta a intrat la iernat. Strânge. Strângem parțial. Nu s-a mutat deloc. Așa. Albinuțele. Lângă ăsta aduc altul, ăsta nu. Ăsta la de lângă el nu mai îl deranjăm. Ăla bun, ăla bun nu-l deranjăm. Antipăduci. Îl acoperim. Și să fie sănătos. Ne vedem când o să, când îl aduc pe ăla lângă el, o să îl mai vedem pe ăsta. Deci în 2-3 săptămâni așa. Bun, deci cam asta e situația. Nu-i grozavă. Nu-i grozavă. Poate sunt stupini în care mai aveți situația respectivă. Am văzut pe privații ăștia care se ascunde public, parcă sunt un grup din ala de mafioți, așa. Acolo postează ei păduci, morți, albine moarte. Acolo vreo câțiva șmecheri din ăștia mari.
public pe YouTube sunt cu mii, sunt frumoși. Și în pub, acolo restrânșuri 10-5, 10-20 din YouTuberii ăștia care filmează, liniuți, păduci. Problema este că, iată, dacă acum, până acum nu ai tratat de păduci, situația e așa cum ați văzut la începutul filmului, deci nu e grozavă. Cei care nu au fost afectați și am reușit să-l prind, adică n-a trecut de starea aceea gravă, l-am prins și supraviețește. Și ăsta se va supraviețui, îi aduc la mărât, îl aduc lângă el, îl ținem și pe ăsta. Bun. Deci asta e problema cu Barua, când a dat avitoare, numai bine.